Genul programului: pamflet. Cei mai mulți dintre candidații de la bacalaureat au dovedit că au competențe medii în utilizarea calculatorului. E mai mult decât nimic și chiar decât utilizator începător. Acesta fiind de fapt cel mai mic calificativ pe care îl poate obține un absolvent de liceu pentru că, în paranteze, fie spus, nimic Primesc doar cei care nu se prezintă deloc. Așadar, proba a competențelor digitale e un fel de probă pe care n-ai cum să o pici, dar la care trebuie să participi ca să iei bacul. Un fel de hai să ne aflăm în treabă. Potrivit informațiilor de la Inspectoratul Școala Județean în județul Suceava, 11,7% dintre candidați au fost notați cu cel mai slab calificativ, utilizator-începător. Cei mai mulți, adică 32,4%, au obținut calificativul utilizator-mediu, iar 101 dintre cei 5.063 de înscriși nici nu s-au mai închisit să participe. Asta nu e deloc bine, pentru că înseamnă că circa 45% dintre absolvenții de clasa a 12 -a, așa numita generație Facebook de la care avem ceva așteptări în materie de calculator, au, de fapt, cunoștințe minime, prea puțin pentru a putea fi numite abilități sau competențe. De fapt, dacă e să facem o analiză corectă Competența, cuvântul care denumește proba în sine, presupune un nivel ridicat al cunoștințelor, indiferent despre ce domeniu vorbim. Competent presupune rezultate bune peste medie, ceea ce face din conceptele competențe medii sau utilizator începător un oximoron. Dar, această teorie a chibritului nu folosește nimănui, cum nu folosește nici tinerilor noștri absolvenți. Faptul că știu să pornească un computer și să-l folosească doar pentru a da like sau share și pentru a posta pisici sau selfie -uri. Faptul că cei mai mulți dintre candidați au cunoștințe medii ar putea fi pentru unii satisfăcător. Din păcate, asta înseamnă mediocritate, iar uneori nimic nu face mai rău decât pseudosenzația cunoașterii pe care un astfel de calificativ le oferă tinerilor. Mediocritatea se traduce prin merge și așa și uite așa, nu se va schimba nimic, oricâte generații ar absolvi cu bacalaureat cu tot. Un punct de vedere, Alina Mihăiescu sunt cele bune.